La mulți ani tăcuțul meu, să te țină Dumnezeu. Să fii tare cum e piatra, să stai lângă mine în dreapta. Să știu că ești lângă mine 100 de ani de zile. Și dacă vezi că greșesc, să-mi dai un sfat părintesc. 100 de aniversări să ai de acum înainte, că nimic nu valorează ca sfat. Nu știu, acum vedem. E mai bine. N-am știut că faceți 47 astăzi? Da, 57. 57? Da, așa. Perfect. Ar veni, invers. Perfect, haideți acolo. Hai zâna mea! Ce dă păcânie? Ba, ce floare după gândul meu! Am venit cu câteva gânduri frumoase de la cei dragi ai dumneavoastră. Aici sunt fetele tale? Da. Să străiați? Joacă fotbal. Eu joc. Cred că astăzi a căzut. Nu, n-a căzut astăzi, a căzut de mult. La mulți ani am venit să vă spunem și noi, de la cei dragi ai dumneavoastră, care nu pot sărbători, din păcate, alături de dumneavoastră astăzi. Cei 57 împliniți astăzi, îi sărbătoriți alături de doamna. De doamna babă. Eu plec în mașină. Da. Doamna soție. Doamna a rămas la 47. Da, e sau 44. Tânăr. Da. Așa că tânăr. Vă rugăm frumos. Avem tortulețul și pentru dumneavoastră. Da. Și șampania cu foiță de aur. Azi că să nu vă supărați că i-am adus cu aur decât pentru doamnei. Ea. Da. Să fie și pentru dumneavoastră una. Avem aici floricele, ca de obicei. Da. Și da. Câteva cuvinte, cu multă dragoste. Domnul Titi. Ce să alegem? Spatele surprinde. Eu iubesc pe toți copiii mei. Da, care a trimis să fie... Să păi fie care să din ei să fie? Sănătos, toți. Nu știu. Păi da. Nu știu. Păi haide să alegem unul. Dați-mi un indiciu. E o doamnă. Doamnă? Doamnă e. Doamnă e. A, nu e bărbat. Păi dumneavoastră vorbiți cu noi și acum vă faceți că nu mai știți. A, bă, eu am făcut surpriz. Tu? Păi atunci haide să vă auzim cu alea două cuvinte frumoase pentru Ia. Domnul. Până bărbate, să-i spun eu. Eu te iubesc până la moarte. Ia uite, mulțumesc. Și eu la fel. Bun, hai bătorește azi. Dați-i pupicul. Și continui eu. Dragă tată, astăzi la buchetul tău de flori mai adaugi încă o floare. Îți dorim să fii sănătos. Ne pare foarte rău că nu suntem alături de tine. Dar să știi că te iubim foarte mult. Îți dorim multă sănătate și fericire alături de mama, să aveți o bătrânețe liniștită. Și dacă mai greșim câteodată, tată, te rugăm să ne ierți. Îți dorim un călduros la mulți ani din partea copiilor și a nepoților tăi. Surpriza vine din America, din partea lui Simon Boica și a familiei, cu mesajul: vă iubim, dragii noștri părinți. Și vă urăm la mulți ani toți și multă copii, sănătate. Toți copiii, atâta. Ne-a trebuit și bani. Păi nu, aveți aici de construit, de rezolvat o treabă nu, foarte importantă. Nu, pentru noi așa s-a vrut. Am înțeles, deci ați... Gigi, Rubin, toți copiii mi-a trebuit și nurorile. De ce? Nu fac diferență. Ați văzut și ăștia sunt toți la tort. Și cu toate astea ați avut o surpriză mai devreme, ați mai avut parte de una acum. Da, și mai și mâine o să avem. Doamne ajută! Păi da. Te iubesc! Perfect! Aia e! La mulți ani, drăguțul meu, să te țină!
stai lângă mine în dreapta. Să știu că ești lângă mine 100 de ani de zile. Și dacă vezi că greșești, domnul Titi, mândru, să-mi dai un sfat. Păi odată ai 47 de a doua oară. 100 de aniversari, să-mi dai acum înainte, că nimic nu valorează ca sfatul unui părinte. Bunătatea să dai cu și doamna, că e un bănuț, că e un mesaj frumos, da, de dragoste bucură pentru părinți. E binevenit. Da. Să vă bucure ziua, sufletul. Era mai rău dacă n-aveam. Așa e. Așa că e bine, bine cu copii. Copiii, bucuria. E bine că să ai și mulți copii și nepoți. Să umplă bătătura, dar dacă sunt eu cu bărbatul, mie e... E, mai vii. Așa, doamna! Cât mai mulți ani lângă mine, mă rog, Doamne, zi și noapte, dă-i lui tata sănătate și ține, Doamne, pe lume, cât mai mulți ani lângă mine. Doamna! S-a făcut vreo supărare, dar să știi că-i cuțul meu, aia e, Doamna! Poate au fost și
știi, tăicuțul meu, că eu te-am iubit mereu. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-i lui tata sănătate și ține, Doamne, pe lume, cât mai mulți ani lângă mine. Te rog, Doamne, zi și noapte, dă-i lui tata sănătate și ține, Doamne, pe lume. Cine-ți dă povață să-ți alate drum în viață. Care lucru e pe lume să ai un tată lângă tine. Să aibă cine-ți dă povață să-ți alate drum în viață. Mă rog, Doamne, zi și noapte, dă-i lui tata sănătate și ține, Doamne, pe lume cât mai mulți ani lângă mine. Îți mulțumesc, tatăl meu, pentru cine sunt azi eu și să țin minte mereu pe punct în sufletul meu. Să trăiești! La mulți de stare! Bravo! Aplauze, mă rog! La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La mulți ani, mulți ani trăiască. Și cum vă simțiți la ăștia 47 demonstrați astăzi a doua oară? Foarte bine! Cred că am lășit la mulți ani cu sân. Bun! Domnul, păi și cum să face? Veni surpriza de la copii și dumneavoastră, când pusărăți dorința în gând, da, ca întotdeauna pusărăți cu gândul decât la doamnă. Nu. Păi, crească toți copiii mei și nevasta pe lângă mine. Nu mai spuneți. Cu gândul întâi la doamna pusărăți. Acum... doamna n-a auzit nimica, nu? Nu. Bun. Zic că e da. E trăiască copii. Nu prea e, dar cred că e bine că s-a nimerit așa, urorile, nu? Da, bine că s-a nimerit. Nepoții și noi pe lângă ei. Să ne dea și nouă mâncare și bani. Bun, păi la 47 ai Domnului, cred și eu. La mulți ani, vă rugă să-ți dea Dumnezeu sănătate. Da. Și încă 100 de ani de acum înainte să ai surprizele de la copii și de la nepoți și de la toată familia ta. Mulțumesc frumos. Să-ți vă dea Dumnezeu. 47. 47, nu. Cu 30 de ani mai puțin. Ia uite, mă! Ia uite-o! La mulți ani, mami, să fii iubit de la mami, toți copiii mei, toți nurorile, toți nepoții. Toată nurorile. Toată familia. Da? Ia. Ai intrat un.
Hai sănătate, tată, să vă zea Dumnezeu. Ce faci, Luis? Ce să fac eu, uite, mă plimb. Haideți cu alea două cuvinte frumoase la tati. Hai, spune două cuvinte, ce vrei. A spus la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc! Da, tot țapăm, da. A, când o venea acasă, seamăn. Când dăm mustațile jos. Era frumoasă, mami, era frumoasă la anii mei. Păi nu e mama mea? Cum? Nu trebuie să se amân cu ea. Și mulțumesc pentru surpriză. Ai și pe el acolo. Bă, dă-i ceva de băutură lui el. Asta e mașină, uite. Uite că cântă și doamnă. Și tu mai încă ca să te vadă. Lasă să da. Da. Spuneți. Iubesc copiii mei de când vorba lui ea. I-am dat naștere și îi mulțumesc pentru prezența lor care ne-a făcut surpriză și care au grijă de noi. Păi da. Mai departe să vedem. Să vedem mai departe. Băi, da. Câtă grijă o să aibă ei de noi. De noi, cum am avut și noi de ei. Că și ei au crescut de mici. Bun, domnul Titi. Spuneți. Vă pup pe toți. Vă mulțumesc. Cine e? V-ați trezit, mă? Toți? Nu. De-te mai așa, grasule. Da. Sunt toți. Sus aici un pic privirea, că vor să o facă poză. Privirea aici, doamna, ușor, un pic, sus. Și voi, copii, 3, 2, 1 și... La mulți ani, tăguțul meu, să te țină Dumnezeu, să fii tare, cum e piatra, să stai lângă mine în dreapta, să știu că ești lângă mine, 100 de ani de zile, și dacă vezi că greșesc, să-mi dai un sfat părintesc. 100 de aniversări să ai de acum înainte, că nimic nu valorează ca sfatul unui părinte. Bunătatea ta, tăicuță, n-o dau pe un munte de bani, dar nu
se mai naște ca tine, nici peste 100 de ani. Nu se mai naște vreodată ca tine al doilea dată. Te-ai chinuit, m-ai crescut, mi-ai fost sabie și scut. M-ai iubit, m-ai răzvățat, m-ai îmbrăcat elegant și îmi dădea toată strada, respectând contul lui tata. 100 de aniversări să ai de acum înainte, sfatul unui părinte. Bunătatea ta, tăicuță, n-o dau pe un munte de bani, dar nu se mai naște ca tine.